ce mai avem noi aici la masă? Bun găsit! Jenny Nicolau, familia Alesis, Alina și Romeo și domnul Axânte, bine ați venit! Bine v-am găsit! Crăciun fericit! Merry Christmas! Merry Christmas! Cu cine să încep? Să încep cu Jenny! Ia să vedem dacă avem o întrebare. Să pun eu întrebările, nu mai bine pune cine trebuie. Ia să! Hai! Pe ce parte? Pe... Bună, Jenny! Ce mai faci? Care este cel mai frumos cadou de Crăciun din copilăria ta? Măi, cel mai frumos cadou de Crăciun din copilăria mea a fost o bucătărie pe care am primit-o de la maică mea și m-am supărat în secunda a doi că... Bucătărie de jucărie sau era bucătărie? Bucătărie de jucărie, normal. Bucătărie de jucărie turnată din plasticul care era atunci. M-am supărat că nu aveam și tigăie, era doar aragazul și așa. Eu, fiind o bucătăreasă prin naștere, de când eram copil, mi-au plăcut foarte mult să mănânc. Așa, așa, da. Și mi-a plăcut foarte mult să văd bucătăria și masa împodobită, plină, cu de toate, pentru toți. Mulțumim! Maestre, să fie primit! Mulțumim, să fie primit! Am crezut că ești rău, dar te-ai descurcat astăzi. Ala e creația mea, a zis că vrea să facă și el ceva. Că nu curăță doar usturoi. Din seria ei, ei și mor acasă, da? Da, un pic de rață, o ceapă roșie. Imediat, mi-ai lăudat rața asta. Hai, bravo. Hai, la treabă. Hai, la treabă că mai aveți. Foarte frumos. Mac. Foarte bine, Jenny. Da. Foarte bun. Ia să vedem dacă avem și pentru domnul Axinte o întrebare de la ajutorul moșului. Crăciun fericit, Axinte! Ce nu ți-a dus moș Crăciun niciodată, dar ți-ai dorit? Nu, că poate n-ai fost cu minte când erai mică, tu așa par... O gagică, mă, tătică, mă! Să-mi aducă și mie, nu? Aia e. De Crăciun îți dai seama ce-ți doreai. Bunătăți, aveam de o crăciuniță, dar nu prea am avut așa. Crăciuniță, adică floare sau o floare de 1,80? Așa? Nu, una de 1,80, mi-am luat-o singur. Aia e, ți-ai luat-o, adică... Păi da, pentru că întotdeauna aveam spectacole și agățam după acolo. Unde mergeam în turneu, găseam noi câte era plantație de crăciunițe pe unde aveai. Am înțeles. Jenny, o să te rog să mergi acolo la cântare. Dar vreau să vă spun, este un alt fel de colind, un colind în care umorul și-a făcut loc. Se numește Am să-l rog pe Moș Crăciun să-ți aducă ceva bun. Da. Bani în pungă și merinde și dragoste cât cuprinde. Luaxinte, da. Luaxinte, repede, te rog să pui un glob în momentul în care cânti, doamnelor și domnilor. Avem și alte surprize. Crăciun fericit din partea noastră. Mai avem ediții speciale și săptămâna viitoare, zi de zi, să o ascultăm pe Jenny. O piesă absolut superbă, profundă, Florin. Domnul Axinte, te rog frumos să te duci acolo și în timp ce pui globul, să spui o dorință pentru anul următor și până atunci o zice acolo, zi, Jenny, ce dorință ți-ai pus pentru 2020? Mi-am pus o dorință, în primul rând și în primul rând, să ne putem îmbrățișa cu sănătate, cu iubire, să împărțim ceea ce știm noi mai bine, să împărțim zâmbete. Asta îmi doresc cel mai mult, ca toți ai mei să fie sănătoși. Când vorbesc de toți ai mei, vorbesc de familie, de prieteni, de telespectatorii noștri, pentru că noi suntem un tot și nu putem trăi unul fără celălalt. Așa este. O întrebare pentru Alina de la ajutorul nostru. Florin, nu uita să iei globul și să spui dorința. Ia să vedem. Pentru Alina. Crăciun fericit, Alina! Care este cel mai frumos Crăciun din viața ta cu Romeo? Cred că este pentru amândoi întrebarea. Cel mai frumos Crăciun din viața mea a fost în momentul în care am avut pe cei dragi toți aproape, când am fost cu familia, pentru că asta e tradiția noastră. În prima zi de Crăciun suntem cu familia și de-abia a doua sau a treia zi ne vedem cu prietenii. Romeo? Așa este, cel mai frumos Crăciun, dar eu totuși, așa, pentru istoria Crăciunilor, vă să-mi aduc aminte un Crăciun la Matilda Pascal cu Jocărița, unde au venit vreo 10 cete de colindători senzaționale, cântau câte 7-8 cu chitări, cu instrumente, cu tot ce trebuie, zăpada până la brâu, ceea ce nu s-a mai întâmplat în ultimul timp, 38 de feluri de mâncăruri, așa, și multă, multă voie bună și prietenie și dragoste între cei care eram la masă. A fost un Crăciun așa de vis, așa cum aș fi visat eu să aibă oricine un Crăciun special. Foarte frumos! Ți-ai pus dorința? Da! Ia-ți! Să scăpăm de covrig 19 la anul, să nu ne mai interzică cântările și să avem, să fie atmosferă, să fie veselie, cum era înainte. Da, tătică, și vă că ai ales și un glob mare ca să fie primit. Ne cântă Florin Petrescu, Axinte.
Doamnelor și domnilor, foarte tare mesajul și trist, e adevărat. În bucătărie, vă rog frumos, veniți cu mâncarea, că invitații noștri sunt... Dacă pandemie, goale, nu să mai fie cu pomana, uite, cu pomana porcului special pentru Axinte, dragul de... Foame, tată! Imediat vine băiatul! Da, Alina Romeo, vă invit acolo să mergem la cântare, sunteți absolut adorabil. Tristă piesa ta, simpatică, dar de dramă mare. Da, este adevărată, da. Ne adaptăm la vremurile care... Da, dar la noi nu, la voi nu mergeți așa vaccinați și să cântați sau nu? Păi deocamdată nu merge. A fost un restaurant în București, un prieten al meu s-a dus și l-a întrebat, aveți QR-ul ăla? Ce da, sunt vaccinat, ieși afară. Unde, de ce să ies? Aici e restaurant de nevaccinați, că sunt mai mulți decât ei vaccinați. Aoleu, vai de mine, tare de tot. Hai să vedem, Alina și Romeo, ce mesaj frumos aveți pentru gândul vostru când vă puneți globul. Dorința noastră? Da. Ce de dorințe avem? În primul rând să fim sănătoși cu toții, cum a spus și Jenny, să ne putem strânge în brațe, să putem fi unii cu ceilalți. Și să vedem pe cei de aproape cu zâmbetul pe buze din suflet, așa cum am fost până acum ceva timp. Dragii mei, o piesă superbă de la Alesis.